Cartierul Tineretului și problemele oamenilor de aici au intrat din nou în atenția candidatului PNL pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu, Florian Nicolae. Giurgiuvenii ce locuiesc în această zonă i-au prezentat lui Nicolae Florian problemele și nemulțumirile lor. Ei s-au declarat dezamăgiți că acestea nu au fost rezolvate până acum, deși au fost aduse și în atenția actualei conducere a primăriei în urmă cu 4 ani. Uitați câinii din cartier, la noi mai sunt în parcați. Uitați-l pe domnul doctor. Să nu mai lăsați niciun care vrea cățel să-și țină în casă. Știți ce sunt supărată? Ia ziceți. Să vă spun o treabă. Ziceți. Sunt supărată, eu am băiatul mort. Dumnezeu să-l odihnească. Și m-am dus duminică la cimitir și au tăiat pomii ăștia din cimitir de aici, de la noi, de la Zmârda. Eu sunt pe partea asta de potecă, pomul a fost pe partea asta. Dom'le, că m-am dus, am zis că fac infart la mormânt la băiat. Doamne, ce-a tăiat crecile toate, le-a tăiat cu drujba pe mormânt la băiat, așa le-a lăsat și rumegușul și crecile. Doamne, 3 ore am muncit acolo. Încă o rugăminte, care este? Problema este că noi suntem în vârstă, avem o vârstă oarecare și ei angajează numai tineret. Absolvenți 2016-2015, dormi, nu s-a. Resurse umane, ca să pot să adaug cele spuse de dumneavoastră, în parcurile industriale va scădea, practic, taxa și impozitul pe concesionare de la 2 euro, 1 euro cât este actual, la 0,10 euro cenți. Dar condițiile să-i dau acest teren cu preț minim ca să-și predictibilizeze și el profitul, o să fie cauză de către noi să angajeze 50 de persoane în primii 5 ani, 10 persoane pe grupă de vârstă 50-60 de ani, 10 persoane de la astea, m-ați înțeles, și cu salariu mediu net de 2000 de lei. De ce mă interesează pe mine lucrul ăsta? Ca să specializeze munca, că în virgulă, în caz că pleacă, să-mi lase mie resursa umană specializată în ceva. Nu să vină orice chinez și să ofere locuri de muncă, dar cu 8 milioane și să facă că plătește și de fapt nu plătește. Și nu ajungem decât să ne furăm căciula. Că oamenii tot nu vor avea bani pentru a-și plăti suntem utilitățile. Suntem și noi cu datorii, suntem da. Și noi care, credeți-mă, de exemplu, am lucrat 30 de ani pe șantier și acum cred, sunt operată a murinistul și îmi spune că sunt puturoasă să nu și dea la muncă. Că mă impres... Alături de Nicolae Florian, în campanie a fost și candidatul funcției de președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu. Venim împreună în fața dumneavoastră dintr-un motiv foarte simplu. Sunt multe proiecte importante, unele finanțate din fonduri europene și în echipă primăria și Consiliul Județean avem șanse mai mari să obținem banii, dar sunt și alte categorii de proiecte pe care le putem finanța din bugetele primăriei și ale Consiliului Județean, astfel încât să scurtăm termenul de execuție. Asta este motivul pentru care, și dacă verificați ce se întâmplă în alte județe și ce s-a întâmplat în județul Giurgiu, cele mai bune rezultate pentru cetățeni s-au înregistrat în mandatele în care primarul și președintele Consiliului Județean au avut aceeași abordare și au fost din același partid. În programul electoral al candidatului PNL la funcția de primar al municipiului se află expuse proiecte pentru rezolvarea problemelor prezentate de giurgiuvenii din cartierul Tineretului. De asemenea, programul electoral al lui Nicolae Florian cuprinde proiecte de dezvoltare a orașului Giurgiu, precum și înființarea de locuri de muncă și de facilități pentru tineri aflați încă pe băncile școlii până la integrarea lor pe piața muncii.